Am aplicat la acest program, mi s-a părut deosebit de interesant. Sunt profesor de informatică și îmi doresc tare mult ca elevii mei să fie conectați la ce se întâmplă astăzi în acest domeniu. Atât conexiunea cu firmele din domeniu, cu piața muncii, dar și metodele noi pe care, să învăț metodele noi pe care le-aș putea folosi la clasă, în așa fel încât acest domeniu și tot ceea ce facem la clasă să fie atractiv pentru ei și să învețe ușor. Sincer, cam ce s-a întâmplat la acest program a fost este o noutate pentru mine. Vin de la o mică școală din mediul rural și nu am avut ocazia în acest domeniu să cunosc oameni din partea aceasta de tehnologie, informatică, cod, programare, etc. Și toate chestiunile au fost noi, de la vizitele de lucru, la firmele mari, oamenii interesanți pe care am cunoscut în domeniul acesta, cu aplicațiile valoroase, partea de gaming, de printare în 3D, partea de design thinking, pe care am mai făcut-o și cu alte ocazii sau la alte cursuri, dar aici aplicat pe proiectele în domeniul nostru și nu numai. Partea de dezvoltare emoțională, foarte importantă, pe care se pune accent acum. Practic, tot mi-a plăcut și cred foarte mult în aportul pe care pot să-l duc în clasă, învățând lucruri noi, să le împărtășesc copiilor și să învățăm împreună, dar și colegilor mei. O să duc tot ce am învățat în școală, dar în două moduri. Pe de o parte în clasă, în laboratorul de informatică, și mă gândesc la partea de printare 3D, mă gândesc la un club de robotică, mă gândesc să colaborez cu oameni pe care am întâlnit aici și să aduc noutățile din domeniu și în mediul rural, mă gândesc la vizite pe care le-aș putea face cu copiii, câte o bucățică mică ce se potrivește acolo în laboratorul de informatică. După aceea aș vrea să duc în cancelarie partea asta de a folosi tehnologia mai mult în sălile de clasă, dar și în colaborarea cu profesorii, cumva o programare mai eficientă a tuturor activităților noastre, o colaborare mai bună folosind designul pe care l-am învățat aici, designul de produs sau diferite metode pentru a ne ușura munca. Și de ce nu mă gândesc și la un concept de învățare pe care îl promovez și pe care îl pilotăm în școală și se numește învățare vizibilă. Iar chiar ieri la firmele la care am mers mi-a venit ideea aceasta că aș putea să folosesc tot ce am învățat aici, să promovez și să introduc mai ușor conceptul de visible learning în școală. Într-o propoziție înseamnă să vezi învățarea prin ochii elevilor, prin ochii copiilor care învață, prin niște concepte care îi ajută mai mult să cunoască ceea ce învață și le ușurează învățarea. De exemplu, să înțeleagă că e foarte important să fii perseverent, că ai voie să greșești atunci când nu știi, că atunci când înveți ceva nou, treci printr-o etapă de frică, de teamă și asta este normal și trebuie să ceri ajutor și nu trebuie să te izolezi, să te închizi, să nu ți se pare normal, că e foarte important să colaborezi în procesul de învățare și vrem împreună la nivelul școlii să facem cât mai facile aceste concepte și să le putem duce către elevii noștri. Păi, practic, se referă la o proiectare foarte atentă a activităților de învățare, a lecției în sine, cu activități de învățare provocatoare, despre care vorbim chiar acum,
și cu foarte mult feedback pe care să îl dai și să-l primești din partea elevilor tăi și să construiești toate aceste activități de învățare și secvențele de lecție pe baza feedback-ului și să nu pe ceea ce crezi tu că ar trebui să împărtășești, ci pe felul în care au înțeles elevii tăi și cum să te adresezi fiecăruia în parte și nu întregii clase. Cam așa. Și să deduci împreună cu ei, să conștientizezi elevii care sunt pașii următori pe care trebuie să-i urmărească pentru a atinge competențele propuse, competențele specifice în acea lecție sau obiectivele operaționale. Copiilor le place mult informatica, le place acest domeniu, sunt atrași de domeniul acesta. Chiar dacă sunt în mediul rural, zona este conectată la internet. Însă au nevoie de mai mult de atât, să înțeleagă că jocurile nu reprezintă neapărat o pierdere de timp, că își pot alege tipurile de jocuri, că sunt competențe pentru secolul 21, practic informatica formează astfel de competențe, că nu va mai exista domeniu unde nu vei putea lucra utilizând tehnologia. Sunt atrași de telefonie mobilă, sunt atrași de tot ce se întâmplă pe internet, suntem conectați la acestea, însă perspectiva pe care mi-au creat activitățile desfășurate în cadrul Predau Viitor, cumva mă determină să fiu mai atentă la toate aceste aspecte și să îi ajut mai mult să înțeleagă de fapt beneficiile tehnologiei și informaticii în general pentru cariera lor, pentru viața lor. Un program foarte bun și sunt foarte ok, așa, fericită că am putut să fiu aici și am fost selectată. L-aș recomanda cu mare drag. S-a creat o atmosferă foarte faină între profesorii de aici. Pe lângă ceea ce am învățat, relația cu cei care implementează, dar și profesorii din întreaga țară e foarte faină. Și e un punct tare al acestui program, pe lângă cel legat de disciplina în sine și informatică.